desfășurat o instruire cu elevii cât și cu cadrele didactice, fiind indirectați dumneavoastră privind acțiunile în cadrul unitoar Sinceiu. Trebuie să cunoașteți că pe teritoriul acestei instituții pot avea loc astfel de situații excepționale, pot avea loc incendii, de aceea noi trebuie să fim pregătiți de astfel de situații. Care au participat la Școala Securității au fost, s-au clasat, au demonstrat capacități la nivelul cel mai înalt, au fost bravi, au demonstrat acel spirit de echipă, au fost unii dintre cei mai curajoși. Deci noi, salvatori, venim astăzi cu mesaj de mulțumire în adresa directorului acestei minunate instituții, doamnei Rostica Baltă, care a ghidat această minunată echipă. Să le mulțumim încă o dată că au participat și îndemnăm să participați în fiecare an la acest minunat concurs.